De ce se opune Austria aderării României la spațiul Schengen? Salutare, dragi prieteni! Astăzi vom vorbi despre schema Schengen pe care o face Austria împreună cu Rusia și vă vom arăta lucruri pe care mafia media vi le ascunde. Veți vedea exact care sunt combinațiile Austriei și ce se întâmplă de fapt. Bine ați venit, dragi prieteni, pe canalul Adevăruri Secrete. Dacă vreți să fiți primii care află când facem desecretizări și lansăm materiale care v-ar putea interesa, apăsați total gratuit pe butonul acela roșu de subscribe și pe clopoțel, astfel veți fi anunțați direct când lansăm noi documentare pentru voi. Însă să ne întoarcem la schemele Austriei cu spațiul Schengen. Să vedem care ar fi motivele Austriei de se opune atât de vehement împotriva României pentru a intra în spațiul Schengen. Principalul motiv invocat de cancelarul Austriei și ministrul lor de interne ar fi că migranții ilegali vin în Austria prin România. Un lucru de altfel cum nu se poate mai stupid și vă voi explica imediat absurdul geografic ale acestor declarații. Oameni buni, România nu are graniță cu Austria și cei 75.000 de imigranți ilegali despre care zic austriecii că ajung la ei prin România, ar fi ajuns în Austria doar dacă și-ar confecționa aripi și ar zbura peste Ungaria și Serbia. Și vreau să vă mai prezint un aspect despre care probabil nimeni nu vorbește, și anume, acum o să implicăm Uniunea Europeană, iar asta, țineți-vă bine, o să vă placă mult. Pentru că România este membru al Uniunii Europene de peste 15 ani, un singur stat, adică Austria, poate să interzică intrarea în condițiile Schengen în toată Uniunea Europeană. O situație mai stupidă nu se poate imagina. De ce? Pentru că dacă presupunem că acum nu exista decât Europa fără Uniunea Europeană, România ar fi avut aprobarea de a beneficia de reglementările de circulație Schengen din partea a 26 de țări, practic a întregii Europe. Iar în cazul în care nu vrea Austria, asta era. Tirurile, persoanele, mașinile venite din România ar fi ocolit această țară subjugată Rusiei și asta ar fi fost. Însă, din păcate, România este membru al Uniunii Europene. Un alt aspect foarte ciudat este că Austria susține aderarea Croației, cu care inițial nu a fost de acord. Și haideți să vă mai spun încă un lucru despre care nimeni nu vorbește. Influența uriașă pe care o are Rusia asupra sistemului politic, economic și nu numai din Austria. Austria, care vreau să vă menționez, total neinteresant, nu este membru NATO. Bineînțeles că vă întrebați de ce ar vrea Rusia, ca România, Bulgaria și așa mai departe, să nu fie primite în spațiul Schengen. Ei bine, oameni buni, pentru că acest lucru va declanșa un mare val de nemulțumire publică și pentru că va crea un sentiment populației că Uniunea Europeană îi respinge, nu îi acceptă așa cum sunt, după cei numai puțin 11 ani de când așteptăm ca proștii. Și nu uitați, oameni buni, că încurajarea curentelor eurosceptice care vor fi create de acest refuz al intrării României în spațiul Schengen vor alimenta puternic armele războiului hibrid pe care Rusia îl folosește pentru a controla politica din multe țări europene. Bineînțeles, o să mă întrebați ce dovezi există, Adevăruri Secrete, că Rusia dictează guvernului din Austria ce să facă și cum să respingă integrarea țărilor în spațiul Schengen. Oameni buni, cancelarul Austriei a fost primul lider occidental care s-a întâlnit fuga imediat cu Putin după declanșarea invaziei din Ucraina. Cancelarul austriac, de asemenea, anunța că Austria, care nu face parte, subliniez, din NATO, este stat neutru și nu va furniza arme Ucrainei. Și de asemenea, la fel ca Ungaria și la fel ca Germania, cancelarul austriac refuză să susțină importante sancțiuni asupra importului, mare atenție, prieteni, de gaze rusești, spunând că astfel de lucruri ar periclita economia foarte importantă a Austriei. Nu uitați, prieteni, cancelarul austriac discută în luna mai telefonic cu Putin, lucru public, despre gazul rusesc. Asta după ce Bulgaria și după ce Polonia nu sunt de acord să plătească gazul în ruble. Austria ce face? Bineînțeles că acceptă, previzibil, normal, schema Kremlinului. În acel moment, comunicatul rușilor despre convorbirea cu cancelarul austriac menționează că Rusia și-a reafirmat angajamentele de a-și respecta obligațiile contractuale pentru livrările de gaz naturale către Austria. Pe de altă parte, țară, oameni buni, care importă din Rusia numai puțin de 80% din necesarul său de gaze. Și să vorbim, bineînțeles, un pic și de un grup foarte prietenos cu România, și anume grupul austriac OMV, de la care probabil puneți și voi benzină. Acest grup anunță imediat că va plăti gazul rusesc conform schemei de la Kremlin. Iarăși vreau să vă aduc în atenție că în Austria este lansată o anchetă asupra unor oficiali guvernamentali proruși de la Viena, care urmăreau să creeze un serviciu de informații
prin 2018. Dacă acest serviciu devenea operațional, noul serviciu de spionaj din acest stat al Uniunii Europene s-ar fi aflat direct sub conducerea Rusiei. Și mulți se întreabă de ce există temere că Putin își va folosi influența pentru controlul Austriei. Ei bine, cu o serie de contracte foarte bine plătite de către companiile de stat ruse, Moscova s-a împrietenit cu foștii politicieni foarte respectați din Austria, care acum periclitează intrarea României în Schengen. Wolfgang Schüssel, cancelarul Austriei între 2000 și 2007, care este membru Consiliului Director al gigantului petrolier Lukoil, de asemenea Christian Kern, șeful de guvern al Austriei între 2016 și 2017, face parte și el total întâmplător din Consiliul de Supraveghere al Căilor Ferate de Stat Ruse, numit și RZD. Hans-Georg Schelling a fost ministru de finanțe al executivului vienez între 2014 și 2017. Dar ce se întâmplă după aia? Lucrează timp de un an drept consultant pentru Gazprom. Oameni buni, în special pentru controversatul proiect al conductei de gaze despre care tot ați auzit că se vorbește, Nord Stream 2. Karin Kneisel, ministru de externe austriac între 2017 și 2019. Este membră a Consiliului de Supraveghere a concernului petrolifer rus Rosneft, care de altfel a fost condus de fostul cancelar german, socialul democratul Gerhard Schröder. Prieteni, vă mai dau un insight. Ministrul de externe, Karin Kneisel, al Austriei, a devenit celebră în această țară, pentru că în vara anului 2018, nimeni nu-și mai amintește, se pare, a dansat în Austria, la propria ei nută, cu nimeni altul decât Vladimir Putin. Și la acea vreme, presa din Austria se întreba dacă show-ul pe care l-a făcut Putin la nunta ei o fi de bine sau de rău. Nu uitați de asemenea că în timpul bolii care a afectat toată lumea și pe care nu putem pronunța aici pe YouTube, Austria s-a declarat dispusă să producă vaccinuri din Rusia și China. Oameni buni, Rainer Seel, directorul grupului austriac OMV, de la care poate alimentezi chiar tu, este decorat în anul 2018 de către președintele rus Vladimir Putin. Acest episod marca la acel moment cadrul prieteniei capă vremea lui Ceaușescu, ruso-austriece, din domeniul energetic. Oameni buni, șeful OMV primește ordinul prieteniei din partea președintelui rus. Gândiți-vă bine! Astfel, Rainer Seel, șeful OMV, este decorat de Vladimir Putin. În România, oameni buni, în cazul în care nu știați, OMV controlează Petrom. Pe lângă toate astea, OMV are de asemenea un parteneriat strategic cu Gazprom. Și nu trebuie să vă spun că face parte din Rusia. Aceste două companii, Gazprom și OMV, semnează un acord prin care cantitatea de gaze rusești livrate către Austria va crește la 150 de miliarde de metri cubi până în 2027. Pe lângă asta, OMV și Gazprom, oameni buni, sunt legate și de hub-ul de gaz Baumgarten, unul dintre cele mai importante terminale pentru gazul venit din Rusia și Norvegia. Și tot pe filieră rusească, OMV, total întâmplător, preia aproximativ 25% din câmpul de gaze naturale situat în Siberia de Vest, de la Uniper SE. Acest câmp este unul dintre cele mai mari câmpuri de gaze din Rusia, situate într-o regiune depărtată. Producția în acest moment a acestui câmp de gaze ajunge până la 25 de miliarde de metri cubi pe an, iar licența companiei OMV expiră în anul 2043. Iar gazul din acest câmp este resursa cheie, oameni buni, prin care celebra conductă Nord Stream va alimenta și alimentează de fapt direct Germania cu gaz rusesc. Iată de ce, oameni buni, Austria împreună cu celebrii cancelari sunt păpușile lui Putin și dansează așa cum vrea Rusia. Cam asta am avut să vă spun pentru astăzi despre Austria, România, spațiu Schengen și motivele pentru care se opune Austria aderării României. Dați un like, dați un share, distribuiți mai departe să ajungă la cât mai mulți români care alimentează de la OMV și de la Petrom, să știe și ei pe cine susțin. Până data viitoare, nu uita să apeși butonul roșu de subscribe și clopoțelul, ne ajută pe noi să facem mai multe videoclipuri pentru voi și de asemenea pe voi să ajungă aceste videoclipuri imediat la voi, înainte să fie poate cenzurate de către cine știe ce foruri. Până data viitoare, vizionează și alte materiale foarte interesante care te vor pune pe gânduri de pe binecunoscutul canal Adevăruri Secrete. Să auzim numai de bine și mare atenție de la cine alimentați!